Recentele sărbători de iarnă nu vor fi uitate o vreme de maramureșeni, iar de câțiva dintre ei niciodată. Și asta pentru că au trecut prin momente dificile. Fie că au rămas fără bunuri, fie persoane dragi lor au avut de suferit. În cele două săptămâni de vacanță, polițiștii serviciului rutier Maramureș, de exemplu, au înregistrat 20 de accidente de circulație soldate cu victime. În acestea, 6 persoane au fost rănite grav, iar 16 ușor. Din păcate, un maramureșan și-a pierdut viața în acest interval de timp pe șoselele din județ. Din aceste accidente rutiere, 6 au fost înregistrate ca și accidente rutiere grave, cu unul mai mult față de perioada similară a anului 2000, a perioadei 20 decembrie 2018, 5 ianuarie 2019. Ca și cauze generatoare, rămân aceleași care s-au înregistrat la nivelul anului 2019, respectiv viteza sub cele două forme excesivă sau neadaptată la condițiile de drum, indisciplina pietonală și neacordarea priorității de trecere pietonilor sau vehiculelor care au acest drept. De remarcat este faptul că alcoolul a fost prezent ca și cauză concurentă în producerea acestor evenimente rutiere în 5 situații. Din fericire, de această dată nu au fost găsiți la volan șoferi sub influența substanțelor interzise și nici doamne care au urcat la volan după ce au consumat alcool. Cazul cetățenilor români care s-au întors în țară sau cetățenilor străini care au tranzitat județul Maramureș, s-a remarcat faptul că oboseala a fost prezent în producerea a două evenimente rutiere grave. Din fericire pentru noi, soldate doar cu rănirea gravă a unor persoane, fără persoane decedate. Pompierii au fost nevoiți să numere și ei evenimentele nefericite la care au intervenit. În acest interval de timp au fost solicitați la numai puțin de 29 de incendii. După cum ați văzut și dumneavoastră, a fost o perioadă destul de încărcată din punct de vedere al intervențiilor. Pe lângă alte acțiuni, am intervenit la localizarea și lichidarea unui număr de 29 de incendii. În 14 cazuri, adică aproape jumătate, a fost vorba despre coșuri de fum necurățate sau defecte, respectiv despre coșuri de fum neizolate față de materialele combustibile din jur. Reprezentantul ISU afirmă că cele mai multe incendii s-au produs la locuințe, fie că vorbim de apartamente sau de case. Mai trebuie spus că un incendiu care a avut loc la Finteușu Mare a fost provocat, iar acum cercetările sunt în desfășurare. Pagubele produse de flăcări sunt însemnate, dar pentru că multe din aceste evenimente puteau fi evitate, pompierii revin cu un sfat. Printre măsurile pe care le-am recomandat nu odată pentru preîntâmpinarea incendiilor la coșurile de fum și în general la gospodării, s-au numărat curățarea cel puțin o dată pe an, deși cel mai bine ar fi primăvara și toamna, a coșurilor de fum, respectiv repararea coșurilor defecte, controlarea lor de către personal de specialitate, cu competențe în acest domeniu.